Noul cod silvic a fost aprobat în ședința de ieri a Guvernului. Prin noul act normativ se urmărește în special stoparea tăierilor ilegale de lemne prin sancțiuni mult mai aspre și controle severe. Documentul include prevederi pentru limitarea drepturilor de exploatare a marilor companii și descurajarea exportului de lemn neprelucrat, pază obligatorie, interzicerea transportului de lemne pe timpul nopții și reducerea valabilității avizelor de însoțire a mărfii, dar și compensații pentru proprietarii de păduri care se află pe raza unor rezervații naturale. Măsurile radicale aduse de noul cod silvic vor fi canalizate pe patru direcții, și anume exploatarea rațională a pădurilor, înăsprirea pedepselor pentru furturi de lemne, gestionarea eficientă și durabilă a micilor proprietăți și identificarea de pârghii economice pentru descurajarea exportului de bușteni.